zălăoanii cu, da, am scris la nunț de Sant Sălăjan, fiindcă mi era în minte colegul nostru Sălăjan, și până mă gândeam și la Clujana, mă rog, o fete. Clujana e greșit, da. Na, ei, așa că n-am mai pus eu E acolo, dar sunt sălăjeni aici și... Înainte de a da cuvântul celor doi oaspeți, Daniel Săuca și Viorel Mureșan, și celor care îi vor vorbi, vreau să vă zic că legăturile mele cu Zăloul, nu o să le mai pomenesc încă o dată, dar oricum îs amintiri foarte bune. Acolo am început eu cariera de profesor și tot acolo mi-a avut un articol la Răzuința din Zălău. Da. Și deși în perioada aia Zălău era fără apă și cu mulțime de lipsuri, toate amintirile mele despre Zălău sunt bune. Dar ce vreau să zic e altceva, ca să aibă legătură cu Caietul Silvane. Acum vreo 20 de ani, cam așa, că sunt cam de mult aici, acum vreo 20 de ani, cineva a depus dosarul pentru primire în Uniune. Și dosarul a fost respins în prima fază, fiindcă omul pusese înăuntru, nu știu câte că, 7-8, deci destule, toate apărute la Caiete Silvane. Și atunci discuția a fost, Caiete Silvane, ce aia Caiete Silvane? Le părea și celor din comisia de la București și aici toată lumea se întreba ce-o fi aia Caiete Silvane. Cum este că părea o poreclă, și zic anume că părea o poreclă, fiindcă cei aici de față, Daniel Săuca, în primul rând, dar cu toată echipa lui, au transformat porecla în renume. Da. Fiindcă deja, de o bună bucată de vreme, eu mă declar chiar invidioasă. Editura Caiete Silvane scoate cărți extraordinare, sunt în stare să scoată antologii în fiecare an. Au acum și o nouă serie de studia de la Caiete Silvane. Revista apare cu nume foarte bune și cu texte foarte bune. Asociația Scriitorilor din Zălău, dar și reprezentanța Zălău a Uniunii Scriitorilor, se descurcă foarte bine cu tot felul de evenimente, ba cu evenimente purtate și peste hotare. Mă gândesc cum l-a însoțit Daniel Săuca pe Flavius Lugăcel cu expoziția lui de ferestre, de Transilvania cea frumoasă. Da? Deci o mulțime de lucruri foarte bune se întâmplă și chiar pe bune porecla a devenit un renume astăzi. Eu îi felicit și apropo de ideea de poezie despre care se va vorbi aici, am mai pomenit, încă nu mi-e foarte clar ce vroia de la mine când am fost la o acțiune în Zălău. Eram la o masă într-un restaurant, în fața mea, deci la celălalt capul MS era Daniel Săuca, abia îl cunoscusem. Și la urmă întreabă doamna Petraș, ce credeți despre? Și mi-a dat un vers pe care ar fi trebuit să-l interpretez. Nu mai știu ce am zis și nu mai știu care e versul și abar n-am. De ce m-a întrebat chiar cu versul ăla? Încerc să-mi aduc aminte și să aflu măcar în ceasul al 12-lea ce doreai băbusiu de la mine. Da. Ei, după această introducere care să vă introducă în atmosferă, repetiție intenționată, am să-i dau cuvântul lui Ion Pop, să vorbească ei întâi. Păi mă gândesc că Daniel Săuca e totul șeful... Să vorbească oaspeți. Păi atunci fac altceva. Îi predau microfonul lui Daniel Săuca și se descurcă cu tot ce face astăzi. Absolut! Bună ziua!
bine v-am găsit la o triplă lansare de carte de la editura Caritas Silvane. E vorba de cartea mea OK de S, o carte de publicistică, și de două cărți ale lui Viorel Mureșan, o carte de critică, Poarta de Fildeș, și o altă de poezie, Monede în aer. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că sunteți alături de noi. Le mulțumesc și pe această cale domnilor Ion Pop și Ion Mureșan pentru faptul că au acceptat să vorbească astăzi despre cărțile noastre. În plus de ceea ce spunea doamna Irina Petraș, Caietul Silvane, într-adevăr, în ultimii ani s-a dezvoltat destul de mult. Încercăm să facem o revistă profesionistă la Zalău. Nu e chiar ușor, dar eu cred că ne descurcăm destul de bine. Iar la editura Caietul Silvane, în ultimii ani, am pus un accent extrem, extrem de apăsat pe seriozitate, pe profesionalism și să fim atenți cu toate cărțile pe care le publică. Este o editură a sălașului Caietul Silvane, este o editură a scriitorilor sărăjeni, dar cred că acest lucru este un lucru bun. Pentru că, zic eu, în fiecare județ ar trebui să existe o editură locală, să-i spunem, sau o editură care să-i reprezinte pe scriitorii locali. Și cred că e un drum în continuare și pentru noi, în acest fel. Altfel, în acest an, în luna martie, la sfârșitul lunii martie, vom organiza o nouă ediție a 16-a zilelor revistei Caietul Silvane, în 28-29 martie, vă așteptăm cu drag la Zalău. La sfârșitul lunii aprilie vom organiza a 22-a ediție a Festivalului Internațional Prima Poeziei. Pentru prima dată vom ajunge și la filiala Cluj, a Uniunii Scriitorilor. Încercăm să dezvoltăm cum putem și acest festival. Cu scrisul, acum vorbesc în numele meu, cu scrisul stau mai rău în ultima vreme, adică cu scrisul de poezie, dar mă descurc poate rezonabil și în zona publicistice pe care o frecventez de mulți ani. O să dau cuvântul și lui Viorel Mureșan pentru o introducere și apoi sigur că îi așteptăm pe colegii noștri. Vă mulțumesc. Cum s-a spus aici, am apărut în anul care a trecut două cărți, una de poezie, Monede în aer, și alta de cronici, propriu zis, am intitulat-o Poarta de Fildeș. M-aș limita doar la a da câteva detalii despre titlurile celor două cărți. Poarta de Fildeș, de pildă, există o secvență în Odiseea. Câteva versuri, nu mai mult de 6-7 versuri, în care autorul spune că se referă la nașterea cuvintelor. Cele care spun numai adevărul vin în lume printr-o poartă de gol. Iar cele care spun minciuni, așa cum este și literatura o minciună, vin pe poarta de Fildeș. Deci această poartă de Fildeș se vrea oarecum o meditație asupra cuvintelor mincinoase, cele care compun poezia. Imaginarul poetic. Iar la cealaltă carte, Monede în aer, este sigur un titlu studiat și acesta, Monede în aer, prima dată ideea mi-a venit de la Umberto Eco. El aseamănă poemul ca operă deschisă cu o monedă care urmează să cadă în ziște cu care dintre fețe când va ajunge pe pământ. Și un al doilea sens s-ar putea regăsi, există o secvență în romanul Ulise al lui Joyce,
unde la un moment dat arată el așa cum știe foarte subtil o mână senzuală la o fereastră undeva, era soției lui Leopold Bloom, care aruncă o monedă. Aruncă o monedă, știa că jos sub fereastră era un cercetător. Și o prinde, cumva o prinde un copil, un tânăr și o duce destinatarul ei, dar soarta acelei monede tot așa, deci nu se știe care va fi când onorata doamnă o aruncă de la înălțimea ferestrei. Eu mă limitez la atâta, pentru că cred că va urma un moment de lectură unde voi citi câteva poezii. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută! Înainte de a citi un text pe care totuși l-am redactat în privirea de a nu citi peste gânduri și imagini, vreau să spun că mă bucur foarte tare că ne revedem din nou cu sărăjenii, cu oamenii de la Mazoleu, de care ne sunt prieteni de multă vreme și unul dintre ei, Viorel Mureșan, care de foarte multă vreme ne este prieten și echinoxist absolut redutabil și nu numai echinoxist, ci este și un poet deja de răspândire și de cunoaștere națională. Domnul Daniel Săuca, am foarte mare respect, prețuiesc mult și scrisul lui și omenia lui, îmi place foarte mult să fim între oameni. Cât putem noi fi de oameni, între oameni, cum zice formula. Mă bucur foarte tare, cum zicea și Irina Pătraș, că trăiește acest sentiment de satisfacție, că vede la Zalău cum crește o revistă tot mai bună, tot mai substanțială și cum se încheagă o mică societate de scriitori foarte serioși, foarte serioși și exigenți în tot ce fac și care scot caietele Silvane și editura implicit la o lumină românească mai largă. E foarte important acest lucru, e foarte important și e important, aș zice, și cu un fel de notă de solemnitate, pentru că mă gândesc că nu departe de Zalău este totuși casa lui Liviu Râmaniu, care a fost o mare figură, uriașă figură națională, a sfârșit cum a sfârșit, dar asta îndeamnă. Eu cred că e o emblemă care încurajează, așa cum ne încurajau pe noi la Echinox, școala ardeleană, coborâtă de pe socul meu scandalos, cum am spus, scriindu-i direcții primarului și va fi repusă totuși până la urmă pe socul ei, cu mare întârziere. Dar e o rușine, în paranteze, fie spus, că s-a putut produce o asemenea, cum să zic, penibilă stare de coborâre în proza cotidiană a unor mari oameni, culturii române și naționale. În fine, am închis paranteza. Sărăjenii însă au și ei mesagerilor artistici, îl salut aici de Flavius Lucărcel, care face minuni. Uite că cu niște lucruri care păreau închise în dulapuri, unele aruncate prin poduri de casă, ștergale frumoase, rame de ferestre, el are ferestrele lui frumoase și foarte și mult revelatoare, pentru că am văzut că a avut prezențe și în afara țării, dar la Muzeul Țăranului Român, cred că a fost un moment deosebit, în care, într-adevăr, s-a descoperit un poet al colajului țesut, să zic așa, care știe să, ca artist și ca autor de literatură bună și de teatru, știe foarte bine să pună în pagina aceste relicve frumoase care mai rezistă cât de cât și nu se destramă chiar toată țesătura lor. Despre Viorel Mureșan, înainte de a intra în mica analiză destul de fugitivă de altfel, vreau să spun că i-am citit cu mare interes și tot timpul citesc cu mare interes cronicele lui. Cronicar de poezie. Sigur că aici am mica mea îngânfare că își amintește că de fapt a trăit în societatea echinoxistă care era și una de critici, de cultivarea spiritului critic. Și în care poeții, știu prea bine, erau ca și obligați să scrie și în critică. Și au și scris. Și au scris bine, în afară de criticii care până la urmă au rămas pe linia lor și s-au referit mai la cărți. Dar Viorel Mureșan citește foarte, foarte bine, găsește nu numai impresia potrivită de lectură, ci și formule adesea memorabile. Și acum m-am emoționat chiar citind în revista Valona lui Ovidiu Pecicanu,
un frumos articol despre ultima carte a lui Andrei Sanca, care din păcate a plecat dintre noi, și el zicea la început, uite, am avut îndoieri pentru că Andrei Sanca scria foarte mult, poate prea mult, dar aici pe culoare i-am spus ceea ce crede știe toată lumea, că acest om și poet minunat a trăit într-o mare singurătate. De două ori exilat. În Germania, pe care lumea era foarte legat de seara, și pe de altă parte exilat pe insulă a unui fluviu nemțesc, unde zicea la un moment dat că Dumnezeu vorbește mai germană. Și atunci, sigur că a scris poezie mai degrabă elegiace, s-a simțit nevoia să se exprime și extra-poetic, sau, mă rog, vorbind despre poezie, meta-poetic, să zic așa, de fapt că Dumnezeu Mureșan s-a reîntâlnit cu poezia lui și se scuză un pic că n-a fost întotdeauna foarte atent cu cărțile lui. Mi se pare un lucru frumos. De cred că asta este foarte important, să le aducem aminte descrierile frumoase de oamenii de treabă, de oamenii care au însemnat ceva și pe planul nostru sufletesc. Zanca a fost unul dintre ei și Viorel Mureșan, de asemenea, și slăvăgerii noștri toți sunt prezențe sufletești importante în lumea noastră. Eu cred că am vorbit destul ca introducere și vreau să trecem cât de cât la fapte. Eu am amintit la textul ăsta care va fi o cronică literară, probabil, cred că o voi da o navlare să românească. Fantezism elegiac, nu știu cât e de potrivită formula, o să vedem. S-a observat de vreme că printre poeții debutanți din anii 80, Viorel Mureșan, nume astăzi de referință, cum spunea lucrările Filoxa și Plan Național, făcea o figură cu totul aparte. Când alți congeneri propuneau în cor coborârea poeziei în stradă, democratizarea limbajului, îmbrățișările plurale ale realului, cu miză programatică pe autenticitatea expresiei de sine, etc., etc., autorul versurilor de subtitlu scrisori din Muzeul Pendulelor, cu care debuta, se exersa în spațiilor fantazări subtil-manieriste de reverberație în care datul imediat nu era decât un soi de rampă de lansare pentru imaginația pe suprafețe mici, însă larg rezonante, cu iluminări insolite, generate ca supraveliști de continuitățile fortuite de obiecte și de cuvinte. Precizez că fortuite înseamnă întâmplător și nu forțat. Ieșeau niște compoziții mozaicale, desenate subțire, cu o mimată stângăție și inevitate copilărească, ce disimula jocul ideilor cu fantezia, cu verific la realismul tipologic, bineînțeles, al unui intelectual ce își dirija subtil efectele unui soi de hazard controlat. O dedicație către Paul Klee, pictorul cunoscut, sugera înrudiri de viziune cu acesta, tocmai datorită exercițiilor savante de ingenuitate infantilă și folosesc oximoronul cu intenție, în mod intenționat, o figură pe care de altfel Viorel Mureșan o folosește de multe ori, pentru că scrisul lui e făcut din necesare contradicții și contraste care dau scânteii între lucruri. Așadar, pietrele nimicului, ramele nordului, ceremonia ruinelor, sâmbăta lucrurilor, buchetul de platină, soare tăiat cu o farfică și câteva antologii au propus și au confirmat un autor care și-a găsit de la început stilul propriu, lăsând mereu deschisă poarta spre surprizile cupei revelatoare în cadrele permeabile trasate încă în primele poezii. Monede în aer, apărute deci la Caiete Silvane în anul trecut, nu face excepție. Este o carte ce continuă să înainteze pe făgașul trasat inițial. Viorel Mureșan apare și de data asta cu un spirit de excelență fantast. Trăiește ca și permanent în regimul reveliei, tulburat câteodată de anxietăți. Își revenește la întoarcerea în vis, cum și are un vers în sensul ăsta. Lumea lui de fantasme e firește una imponderabilă și etericului, îndeajuns de ambiguă totuși, căci luminozitatea viziunii e adesea alăturată umbrei sau întunericului, prezența câtă este a imaginii lucrurilor se află adesea în preajma absenței și a vidului. Cu mulți ani în urmă, Radu Gese Posu sesizase aici o anxietate extravagantă, zicea el, și un tragic în formă diafană, splendid de expresii și foarte, foarte exacte, pentru că acest om care a plecat și el foarte devreme, ar fi trebuit să fie și a început să fie un mare critic literar în general și un mare critic al poeziei. Soarta a avut altfel. Dar este exprimat așa și l-am citat anume pentru că sunt printre
formulele cele mai potrivite de caracterizare a poeziilor lui Viorel Mureșa. O poezie se cheamă chiar Broderii pe vid din acest volum. Altra ne spune într-o formulare surprinzătoare că, citez, aici cineva își începe absența. Splendid. Și tulburător. Cineva își începe absența. Dacă ar fi spus cineva începe să fie absent, era deja scăzut. Dar își începe absența înseamnă că intră într-un fel de conexiune ciudată și melancolică cu propria dispariție. Iar altul undeva notează, nu fără un soi de autoironie sceptică, citez, se cuvine să rămână în aer un semn după fierul înroșit al privirilor mele. Atenție! Fierul înroșit al privirilor mele în aer. Prin urmare, vedeți cât dramatismul de tensiune este aici și câtă, cum să zic, modestie tristă, aș zice eu, dacă îmi permite să fac figuri acum de stil, ca să zic așa, pentru că a face, cum să zic, a stigmatiza, a lăsa urme roșii cu privirea este ceva care pare derizoriu, dar este în același timp tragic. Este un dramatism extraordinar și vreau deja vedeți că găsește asemenea formule cu totul și cu totul minunată. Astfel de versuri atrag atenția asupra substratului de profunzime. E liniștit în fond al acestei viziuni lirice, care atrage în discurs figuri abia schisate în firea de trăsături, o arhivă a Paianjelului, numită așa într-o două locuri și chiar trei, și asumată ca emblemă personală. Și citez, eu sunt Paianjelul pus să observe și apoi se scrie cu oase subțire cum își schimbă strada numerele la casă, cum își înnoiește pietrele în pavaj, cum coboară dragă o pantă spre centru, cum trimite în lume mai multe rândunele și propri de lume cișmea, mai multe rânduri de frunze. Și, cum într-o dimineață călare pe un nor, dă târcoale ferestre, cu gând să desparte de un locuitor al unei clădiri de pe partea stângă, atunci, dacă întoarce capul spre mine, ai simțit că înaintezi printr-un ghețar. Iarăși excelent. Nu mă pot opri din exclamații, pentru că vedeți că aici, sub aparența banalului, strada asta care e aparent foarte reală, o ia razna și o ia în sus spre eteric și spre oniric, iar, bineînțeles, cel care privește de la fereastră nu poate fi decât un om care își așteaptă sfârșitul, ceea ce este iarăși tulburător. De la notația unui fragment de decor banal se trece, iată, la proiecția sa fantezist-onirică, prin care se insinuează cu o economie verbală sentimentul dispariției unui locuitor, care poate fi chiar privitorul de la fereastra simbolică, ce trăiește metamorfoza și o fixează ca atare în glacialitate expresiei definitive care e cea a morții. Intensitatea subminată antifrastică a ochiului contemplativ inventiv e sugerată adesea oximoronic, cum am mai spus, invitând la o lectură în stare să reveleze și substratul grav, angoasant al acestei linici, în care visătoria luminoasă e vecină cu simbolul de suferință, ca în poezia sugestiv intitulată Ușă întredeschisă. Citez, iarăși imagini memorabile. Umbra cuțitului de pâine din mâna ei taie calendarul de pe perete în două naiuri identice. Unul cu toate tuburile deschise spre cer, altul din care melodiile se prelind pe buretele însângerat la picioarele crucifixului. Se spune enorm de mult în foarte puține cuvinte. Sigur că buretele însângerat uită la suferința cristică și e foarte bine că se dea acest aer de solemnitate frumoasă. Sub ceremoniile cu calmul lor de suprafață se insinuează sentimentul singurătății și al golului, iar mișcarea degajată trădează tremurul real al făpturii angoasate, amenințate de moarte. Citez, astăzi orele par culcate în aer, precum o femeie singură toate încăperile casei. Minutele sunt tot cum le știi, cele cu pas cuturat în care condamnatul la moarte mângâie ghilotina. Vedeți, din nou, oximoroane sau oximoronuri, cum să le spun la plural, este această asociere contrastantă și provocatoare, bineînțeles. A mângâia ghilotina nu e o mare bucurie, din potrivă, traduce exact invers, de aceea vorbeam de regimul antifrastic al expresiilor.
În ciclul al doilea al cărții, avuții plutitoare, se sugerează încă din moto câte ceva din slăbiciunile vârstei numite direct și despre marea fragilitate a ființei umane, de data asta aproximată printr-o îndrăzneață construcție metaforică. Citez. Vom vorbi mai jos despre tot efortul de a se răsuci pe o parte și despre scâncetul unei fotografii peste care s-a strădut marea. Iar suntem într-o miraculoasă prezență a sugestiei, pentru că scâncetul unei fotografii deja, dacă suntem obligați la o mică analiză, fotografia sigur fixează și omoară în același timp, nu? E scâncetul totuși vital care mai rămâne din imaginea fostului om fotografiat și de altă parte vine potopul, vine marea peste acest foarte, foarte mărunt și fragil scâncet. Tot în această suită de poezii, doi copii citesc în ce să se joace la domnul Prapur cu majuscule și doamna cu prapurel, apelând așadar la simbolul tradițional al morții. În secvența a treia, aceeași obsesie aduce în text imagini de coșmar suprarealist, ce pot trimite la unele tablouri ale lui René Magritte. Citesc. Mi se face frică în singurătatea camerei de hotel, din pereți se prevale cu zgomot soarele peste noi, apoi urletul câinelui care vine din foc, strada se umple de scânduri înalte, care pare că se grăbesc, unui măr căzut astă toamnă le-a rămas umbra pe zid, agățată într-un cui. Am încheiat citatul. Cu o continuare în ultimul poem al ciclului, care răia aproape în întregime pe cel citat, frică și moarte mi se face în cubul acesta alb al camerei de hotel, din dușul mea, din pereți, cade un soare turtit peste noi, strada se umple de scânduri înalte, capetele lor sângerează, se pare că se grăbesc, mă gândesc să pun și eu o sperietoare pe cerul de culoarea săpunului. Totul este o ambiguitate foarte, foarte expresivă, pentru că dușumele, scândurile de bază pe care noi credem că suntem soliți, se ridică suprarealist în aer, însângerat, într-o viziune de coșmar, cum se recunoaște, foarte, foarte caracteristică acestei, sau multora dintre aceste poeme. Și mai departe, pe un moment, am sărit peste niște lucruri, și astfel desperietoarea, zice poetul, pune în cer, pune și el o sperietoare, desperietoare, atenție, și astfel desperietoare sunt puse de mai multe ori în paginile cărții, ca pentru a tulbura ceremonia luminoasă a imaginarului spontan și insolit. Alte versuri ne invită pe aceeași tonalitate echivocă, ci trebuie să ascultăm cele 10 porunci și cele 10 hohote de râs. Sigur că cine a citit poezia lui Vreunul Ișan, că de pe vremuri din Muzeul Pendulelor, își aduce aminte că erau și niște hohote de cristal de pahar, mi se pare, și niște litere care râdeau. Adică e un râs cristalin mereu în poezia lui, care ține de această, cum să zic eu, relație spontană neașteptată cu obiectele și cu literele, pentru că voi observa mai încolo, între literă și trăit, lucrurile sunt amestecate și foarte bine puse în ecuație. Apoi, aerul de sanietate lirică, cu ceva din atmosfera picturii metafizice a Indechilicor de data asta, prelungită și în suprarealismul de după el, de după pictor, apare tulburător și în alte texte, punoare în urma din ciclul asupra peajelor. Citesc, cu o valiză în mâini, cobor pe o scară pentru lerit, luminat numai de albul de zinc al curelui de la cămașă. Vedeți cum metalicul, aici e o chestiune care ține de estetica suprarealistă, pentru că tot ține de manechin, de elementul străin, provoacă o stare de anxietate și e tipică pentru pictura suprarealistă. Și a lui de Chirico și a altora, bineînțeles. Prin urmare, iată, albul de zinc al lui de la cămașă, care luminează acest întuneric, la capătul scării, uit, cobor mai departe cu geamantanul în mâini, sub pământ. Acolo soarele ajunge la mine zdrobit. Și tot aici poezia Hergelia, excelentă de asemenea, ne plasează într-un decor halucinant și deschide datul natural către un orizont metafizic. Câțiva cai citesc crucile de pe deal,
La fiecare nume scris pe lemn dau din cap, tresar. Ba s-ar putea că și râd, urlechează, cu gurile, cu gâturile întinse, împing un oblon și undeva departe văd paradisul tapetat cu câmpii de ovăz. După încă un timp încep în liniște să ronse literele și nici mi-au seama că lovind cu cozile după muște, biciuiesc și mătură zile din calendar, iar în jurul lor se face gol. Nici nu mai pot comenta, pentru că m-aș repeta și proiectul de inteligență nu se repetă, dar este în regimul aceleași obsesii majore. Dar el în Bureșan este și un subtil operator al limbajului, cum zice Hugo Friedrich, care știe că face și că, care știe ce face și că face texte și își chiar strecoară printre imagine fulgurate un program îndeajuns de clar sugerat. Declară, de exemplu, că privește cu ochii, dar nu vede cu ei. Altădată îi apare în mijlocul oprizii o poială din care vin să pască, în care vin să pască fier vechi, sufletele și sufletele își lasă bagajele. Iar ultimele trei versuri din aceeași poezie, Loc, ne spun că prea multe vede această fereastră ce stă și înăuntru și, și afară. Se constată și de data asta că poetul sau actantul liric, cum ar zice oamenii mai pretențioși, trăiește într-o stare de permanentă alertă a imaginației, pe pragul dintre notația faptului comun pe care scoate din uniformitatea alertă, din uniformitatea cotidiană, săltându-l în zone în care fantezia lucrează cu un soi de independență față de punctul de plecare concret, în mici narațiuni, ficțiuni gratuite, între ghilimele, prin care plăcerea jocului asociativ se colorează neașteptat în tonuri crepusculare, împingând obiectul spre goluri și spre absență. Prima impresie notată în toate comentariile la această poezie este una de spontaneitate și energie liberă a inventivității în materie de picturalitate și contaminări sonore între cuvinte, dar se observă destul de repede că în tot acest proces este și mult calcul, o programare tipic manieristă, aici să fim atenți. Manierismul are și o notă peorativă, dar nu e, în acest caz vorbeam, am amintit mai sus, de o formulă caracteristică pentru tipologia manieristă, adică pentru pictura aceea de pe secolul 17-18, care rafina formele, care cum se făcea să intre în expansiune imaginară și așa mai departe. Deci aici este vorba despre acest manierism tipologic ce vizează multiplicarea planurilor interferente ale imaginilor, salturile spectaculoase în asocierile de imagini, ingeniozitatea acestora, rafinament formal. Discursul poetic clasic suprarealist, ca să zic așa, definit ca dicteu automat, își trădase, de fapt, chiar în cadrul suprarealismului istoric, ucenicia la meșteșugul manierist. Prin miza pe de o parte pe spontaneitatea și surpriza întâlnirilor discordante dintre obiecte, a se vedea deja definiția frumosului la Loterea Mou, știți că e frumos ca o umbrelă și o mașină de cusut care se întâlnesc pe o masă de bisecție. Ce vrei mai mult decât contrast radical tulburător? Ce caută umbrela acolo pe masă? Masa de bisecție? Și ce caută celălalt obiect. Adică lucrurile scandalizează frumosul tradițional, bineînțeles, și asemenea scandal îl face, de fapt, și manierismul tău, pentru că vizează programatic, între ghilimele, pe acest asocier discordant. Deci acest hazard tulburător al întâlnirilor dintre obiecte, numite la noi, de către genul Naum, multiplicitate contiguinală. El comenta, dacă nu mă înșel în Medium, da? Chiar pe Loterea Mou vorbind despre faptul că el înmulțește vecinătățile neobișnuite, așa cum e umbrela și mașina de cusut, dar multiplică, iar suprareștii noștri, inclusiv Gerulaum și mai întâi Breton, bineînțeles, multiplică aceste contiguități, aceste vecinătăți, și până iese scânteia revelatoare, pentru că e vorba de lumina imaginii pe care o știm de la Breton. O lumină care, însă, este foarte neliniștitoare.
Din vocabularul suprarealist al lui Ilarie Voronca, fulgerul unei imagini sau revelația de o clipă numai a invizibilului, cum se exprima acela, ar fi de asemenea sintagme potrivite pentru situarea scrisului lui Viorel Bărejan în posteritatea unor astfel de experiențe. Într-o scrisoare ce deschide volumul, putem citi versuri ca acestea. Citez: scriu pe colțul lăuntric al ochiului meu fraze cu sânge mâncat de furnici, când o rază de soare, când o rază de lună. Vedeți că și aici ar fi de comentat că este privirea din colțul ochiului, deci clipirea de fapt, clipirea, momentanul, spontanul, secunda, clipa revelatoare despre care vorbea și Voronca. Clipiri, așadar, mai zic și mai repet, ai zic în text, și scripiri, străfulgerări de o clipă, amintite și la alte pagini, unde dăm peste încă o confesiune. Îmi scriu versurile numai la lumină de fulgere. Însă, cum spuneam, Viorel Bărejan joacă șah cu o remarcabilă dexteritate pe tabla verbală, căutând mutări de piese ce trebuie să surprindă prin inventivitate, cu trezanță și ingeniozitate artizanală. Ca neomoderniști, poetul se vede scriind și e textualist între ghilimele, de dată mai recentă, dar numai pe jumătate, zic eu, că spațiile sale verbale sunt locuite de un subiect de liniștit și tind să identifice pagina scrisă cu momentul trăit. El caută silabele cele mai coapte, zice, într-un loc. Ba chiar se vede alături, probabil de femeia iubită, înșirați în poem. Două personaje trec prin textul poetic, poezia se intitulează chiar în poem, fac parte din el cu sentimentul unui soi de nemurire scripturală descoperită repede ca provizorie, fiindcă încercarea de identificare a scrisului cu decorul real e contrazisă în planul oniric al trăirii, revelator al însăși precarității vieții, aflate mereu în vecinătatea stingerii. Citez: cuvinte și fraze spuse în limba crestată a castanilor, odată ajuns suprafarele vântului, păream nemuritori, fiindcă mergeam și nu vorbeam nimic despre moarte, înșirați cum eram în poem, ca într-o seară de toamnă, pe un peron, cu luminile stinse, numai târziu ne-am putut dumiri că în văzduh erau paturi, iar în ele se năștea cineva și murea cineva pe când Dumnezeu scotea din cuptor luna. Aici vezi că sunt deja niște planuri interferente și niște răscurări de planuri, pentru că poetul se inserează mai întâi în text și după aceea vede toamna. Deci nu zice ca, nu face comparație propriu-zisă, ci introduce notația reală și după aceea sare în imaginar, sare în oniric, vede cu totul altceva deasupra realului. Deci vede supra-realist, ca să zic așa. Bun. Și acum, sigur, vorbește în limba crestată a castanelor, bineînțeles că poezia, dacă vrem să extindem un pic comentariul, poezia vorbește prin limba concretelor care sunt cuvinte, bine. Și atunci suntem mereu într-o situație dificilă, pentru că dacă suntem în cuvânt, suntem în convenție, suntem în non-natural, dar iată că Viorel Bărejan găsește o metaforă foarte bună care asociază chiar vitalitatea, mă rog, clorofila fuzurilor de castan cu cuvintele. O sugestie similară apare în poezia Am să-ți vorbesc despre clipe, clipe din nou, unde are loc o nouă confuzie dintre cuvântul scris și situația existențială. Citez: ramurile acestor copaci par liste de cuvinte pe care să le schimbăm între noi. Iată cum natura, în mod ciudat, propune, oferă, cum să zic eu, materie primă pentru cuvinte pe care să schimbăm între noi. De va trebui, atenție, să ne apărăm cu frunze și iar nu cu propoziții. Din nou, răstoarnarea despre care vorbeam, foarte subtil sugerată prin aceste învecinări. S-ar putea da și alte exemple, unde subiectul liric apare în ipostază de constructor al textului sau, poate mai degrabă, de reparator al concretelor mundane. Iată câteva.
de pe cer o lună aproape plină, mă roagă să-i adaug bucata care lipsește. Sau spală și apletează cu săpun și perie din păr de cămilă soarele care păruse cam ofilit. Așează lumină și întuneric pe zurufii unei fete. E văzut, citez, ostenind să spun la loc capul abia retezat. Deci vedeți că tot timpul poetul se dă drept și este un meșteșugar care repară, cum ziceam eu, real. Încearcă să repare real, să completeze cu o imagine scriptică, scripturală, cu o imagine imaginată, așa, ceea ce se întâmplă în realitate. Ambiguități așadar, deci, de tăcere și de rostire, de tensiune lăuntrică și acrobație ludică, de osmoză între scris și trăit, de suferință fărâmițată în mozaicul de fulgurații apărute în ochiul întredeschis spre lăuntru subiectiv. Verel Mureșan și-a intitulat foarte sugestiv și la o carte, Monede în aer, a comentat-o și el, o metaforă pentru ansamblul poeziilor sale de acum și dintotdeauna, de fapt. Obiecte cu fază dublă, suspendate deasupra realității imediate, menținând starea de tensiune a așteptării celui de care le-a aruncat, deloc sigur că imaginea fixată pe sol va fi aceea a capului ori a pajului. În acest spațiu de imponderabile și hazarduri, sustras gravitației materiale, se poate desfășura în deplină libertate fantezia cu infinite disponibilități de asocierea cuvintelor și imaginilor, în jocul când graf, când surâzătorul condus încă o dată magistral de autorul acestei cărți. Nu pot decât să-l felicit pe, dacă n-am reușit să spun cât îl felicit pe Râlul Mureșan, îl felicit încă o dată și așa, pentru că e, cred, nu știu că e cea mai bună, cea mai bună carte a lui sau în orice carte, tot timpul a scris cărți bune, dar poate de data asta așa, în trecut măsura. Mulțumesc! Mă gândesc să nu trec peste ghicit în poezie cu care m-am obișnuit. Am deschis cartea și am găsit un autoportret. Eu sunt băiam genul pus să observe și apoi să scrie cu ață subțire. Și vă citesc un poem care îmi place și care cred că spune mult despre monedele în aer, despre felul în care băiam genul la pândă poate deveni capcană și poate răsturna lumea, iar lucrurile concrete devin neașteptate și fantastice. Auziți un poem? Pe mine e aproape altă poetică. În casa unor cunoscuți, atenție la fiecare chestie, pornim din lume, da? În casa unor cunoscuți am găsit un cap de lemn al unui țăran foarte bătrân. Era pe o parte mâncat de cari, pe cealaltă jumătate a feței o câmpie mănoasă era brăzdată de un râu. Din apă sorbea însetată o girafă, ieșită la păscut printre stele. Mie mi se pare o poemă care, un poem care spune foarte mult despre Viorel Mureșan, păian genul la pândă. Că eu vorbesc acum, nu? Da. Păi, nu vorbesc. Dintre union pozitiv. Ești singur. Da, da, da. Asta e. Și eu am fost în Galdova. Ca să zic așa, când am avut o lună de armată, acolo am rămas de multe ori datorită crizei de ape, parcă de jumătate, când mă vorbeam în armată, și când să mă termin să lua apa. Și spălam vasele la un buton, un vailing de apă. Și bineînțeles că erau foarte unsuroase. Și șobolanii ieșeau din subsol și plânțeneau așa capacele de canal. A fost o armată, o lună am stat acolo. Nu! Am nici chiar așa. Deci asta mi-a rămas mie în minte de acolo. Și în vreme, din vremea armatei. Și pe urmă, sigur, am fost invitat de Daniel Sărbuca la un festivalul de poezie de acolo și unde am amintit foarte plăcute din Zalău. Cartea lui Daniel Sărbuca, ok, Daniel Sărbuca este o carte foarte tristă, după părerea mea. Este o carte despre mine, despre tine,
despre soarta ziaristului până la urmă. Ceea ce și domnul Pop a făcut ziaristică, a scris editoriale și eu am scris câțiva ani, zi de zi, editoriale și mă întrebam tot timpul ce rost au. Când terminam editorialul, mă gândeam dacă are o răsune, are vreo importanță faptul că l-am scris. Dar tot de la domnul profesor Pop am învățat încă din tinerețe că un intelectual trebuie să aibă atitudine, să-și pună atitudinea și să o scrie, să o facă cunoscută. Să nu fie indiferent la mersul lumii și chiar dacă el va continua să meargă pe drumul lui, tu să spună că te ești de acord, să nu ești de acord. Să știe care este poziția ta în lumea și în țara aceasta. Că asta este un gest de minimă moralitate până la urmă. Cartea lui Daniel Săuca e o carte de jurnalistică, dar și Gabriel García Márquez spunea că el vrea să fie considerat un ziarist. Nu vrea să fie considerat scriitor, ci meseria lui de bază și principală este aceea de ziarist. Daniel Săuca, spune o frază foarte, foarte tristă, asta mă întristă pe mine. Am îmbătrânit scriind și în ziar. Și eu am îmbătrânit, am scris 10 ani de zile în toată presa clujeană. El a scris în presa sălăjeană, în presa din Zalău și sigur că și eu m-am întrebat ce e cu Clujul acesta și el se întreabă ce este cu Zalăul și ce este cu Sălajul, mai ales că când spui Sălaj și spui Zalău, te gândești la un județ care ca o pată albă pe harta țării, de cele mai multe ori și nu este confundat, este județul Zalău, îi spunea chiar cu președinta Sematului. Să-ți afli subiectele despre care să scrii. Și eu scriam despre faptul că n-am despre ce să scriu. Cam asta scrie și Daniel de multe ori când ajunge la să sature de lumea politică și de subiectele pe care lumea politică le livrează. Găsește orice despre ziua culturii, despre ziua de 1 octombrie. Asta să vreau să vă din ciclu, în fiecare zi e cel puțin o zi. Astăzi, pentru mine, sfârșitul de săptămână pandemic, ce stă în fața dumneavoastră, vă ofer câteva repere ale interesantei zile de 1 octombrie. O zi oarecum mai interesantă prin reperile ei decât imersul politic și memorabile Timboviței. Azi e Ziua Națională a Republicii Populare Chineze, Ziua Națională a Ciprului, Ziua Națională a Nigeriei, Ziua Scafandrului Român, Ziua Internațională a Muncii, Ziua Internațională a persoanelor vârstnice, Ziua Internațională a Medicului, Ziua Mondială a Arhitecturii, Ziua Mondială a Habitatului, Ziua Internațională a Cafelei. Așa scrie în Wikipedia. Te sună la mulți ani. Cristian Dor Popescu, Valeriu Stoica și Andrei Iu. Deci, iată, până la urmă, inventariază, găsește un club și îl dezvoltă. Ca să vedeți cât ce nici nu ne-am gândit, că o zi poate să fie o zi cu zâmare, până la urmă. Sau Ziua Națională a Lecturii, iar este foarte frumos, unde se întreabă oare cine mai citește și cât mai citesc pe cărți și cât mai citesc pe net. Unde e ziua
Și noi o turbină românească de coronavirus? Păi numai brazilienii, sud-americanii, sud-africanii sau britanii să aibă. Să ne mândrim și noi cu ceva autentic românesc, tradițional, rustic, cu adânci rădăcini în istoria neamului. O turbină cu rădăcini daci și de-a dreptul. O turbină cu bun simț, domoală, precum linia dealurilor transilvane, o turbină binevoitoare, primitoare, care te invită în casă fără reținere, te pune la masă, o turbină prin areneul căreia să curgă laptele de, faptele de vitejie ale strămoșilor. Romanitatea bisericile din lemn, coloana infinitului, tribunurile lui Dobrin și Hagi, notele de 10 a Minarei Comăneci, Nobelul lui Palade și viitorul Nobel al lui Cărtărescu, hidrocentralele lui Ceaușescu, Casa Poporului, și Catedrala Mântuirii Neamului. Iată câte adună câte în sumă turbina dacică a coronavirusului, cu care sigur că va trebui să ne mândrim. Și am mai plătit că s-a dus coronavirusul. O să vină data viitoare când știm cum să ne primim. Deci, o merit al acestor editoriale al lui Daniel Săuca este că sunt scurte, sunt sintetice. Nu se întinde, nu bate câmpii, nu vrea să demonstreze ceva, ci constatative. Constată că asta s-a întâmplat și se tot miră de câte lucruri sunt în țara aceasta pe care nu le băgăm noi în seamă. O să vă citesc numai câteva titluri. Ferma animăluțelor, pe fereastră cu fare zugăcel, după 30 de ani, copacul minții, arborele interior, o fotografie contra luminii, despre ce să mai scriu, de ziua culturii, iau la coposul. Da. Tulpina da. Dacică, cine ne conduce, deci sunt aceste flash-uri, mai degrabă, asupra lumii înconjurătoare și asupra vieții politice și vieții sociale. Și sunt din fapte mici, el reușește să se scoată în evidență și să facă o mică bijuterioară. Sigur că o altă dimensiune a lor este aceea a prieteniei. Își aduce aminte de, îi pomenește pe cei din redacția lui, pe toți, îi pomenește pe cei duși, pe Daniel Hoblea, pe alți prieteni morți, care formează un fel de scut în jurul propriilor lui strădanii de a lumina în jur cu scos scânteie pe cititori pe care îi mai are și să-și întreabă de altfel dacă mai are cititor și dacă mai are rost să lucreze el, ceea ce și noi ne-am întrebat adeseori, dacă are rost strădania noastră și efortul nostru, pentru că tot nu schimbăm nimic, ziaristul până la urmă face niște efemeride, niște materiale care trăiesc o zi, și care nu ar vrea el, sau tot îi puși în chipă, că lasă în urma lor o urmă adâncă în conștiința cititorului. Oricum eu îl fericit pe Daniel Săuca pentru OK de DS. OK de DS e un titlu de carte ca un cod PIN, ca un cod, ca o încifrare. În fond e vorba că un editorialist și un editor de ziar primește tot timpul telefoane și mail-uri și ca să nu răspundă la fiecare,
mail, spunea doar ok, Daniel Săuca, ok, dusă. Deci e adevărat, l-am citit. Mesajul nostru. Eu îl felicit pe Daniel Săuca și, și mi parcă cartea asta mi-a dedicat și mie și domnul profesor și tuturor celor care am trăit 10 ani de zile, mai mult chiar, ne-am câștigat pâinea scriind zilnic în, în ziare. În ziare care, așa cum Năzuința nu mai este astăzi, nici ziarele din Cluj nu mai sunt cele care au fost. Sunt, sunt trecătoare și... Dar e bine că l-a, l-a adunat, că ai, ai așa o coerență interioară, știi că ai spus lucrurile acelea. Și că n-ai trecut indiferent pe lângă, pe lângă relele și bolile societății, ai încercat să le vindeci măcar și să pansezi rănile și durerile celorlalți. Felicitări, Daniel! Despre Gheorghe Mureșan, eu am, nu vă ascund că este un poet mi-e preferat de Daniel, Gheorghe Mureșan. Chiar toate cărțile lui îmi place, felul lui de a scrie poezie îmi place. Și îl consider superlativ. Dacă aș avea un prieten tânăr, o scrie în eu într-o înaltă carte, și dacă m-ar întreba ce este poezia, l-aș trimite să citească cartea Buchetul de Platină, așa cum ar poate să fie monede în aer, are... deci, dacă vreți să învățați poezie, citiți, citiți cărțile lui, lui Gheorghe Mureșan. Un posibil model, scrieam atunci și este valabil și pentru cartea asta, o posibilă machetă via poeziei lui Gheorghe Mureșan este Ochiul de muscă sau Ochiul confuz. Acesta este un ansamblu de 4-8.000 de ochiuri mici. Toți au, toți au vedere. Ochiul are, are forma unui diamant trefuit cu toate, cu toate pe fețe. Privirea muștei, ca de altfel și cea albine și ca de altfel și cea a poetului, acoperă toate direcțiile deodată. Insecta asta vede 360 de grade în jurul ei, deodată. Inevitabil, însă, vederea e fragmentară. Toate fragmentele astfel se unifică în encefal, în unitatea centrală, cum ar zice computeriștii. Deci, poezia lui Gheorghe Mureșan corespunde cu, cu o definiție a poeziei care îmi place mie foarte mult și, într-un fel, mi-a și domnul profesor, al unui lingvist care spune că poezia este o sfoară întrinsă între far și cireș. Frânghie. Între far și cireș. Așa este poezia, este o călătorie între, între mașina de, de cusut și masa de, de disecție, care spunea domnul profesor. Este între lucruri care în aparență nu au nimic de a face unul cu altul, dar între care trebuie să cauți, să călătorești de la unul până la altul. Că, sigur că călătoria este, este scurtă, dar este foarte, foarte bogată. Este, cum spunea Blaga, un fulger nu trăiește în lumina lui decât o clipă cât durează drumul de la nor la copacul dorit cu care se unește. La fel este și poezia. Nu ține decât de la nori până la copac, de la tine până la mine. Și se, se termină. Astea sunt cărțile poeziei de Gheorghe Mureșan, sunt această concentrare și puterea de, de sugestie, de ambiguități de care le deschide și micile călătorii între, între cuvinte care, în aparență, nu au nicio legătură unele cu altele, dar care te incită și îți oferă o bucurie extraordinară. Orice poem poate fi citit. Pe nori se așează, se așează precum rufele în dulap, în un moment dat.
ochiul lui faraon cu fața roasă de molii, ori timpul ieșind din apele negre în zori. Sunt minunate versurile. Vă spun că orice poem din carte poate fi citat pentru frumusețea lui. Iată și aici, vorbește chiar el de un ochi de muscă. Căruciul apei se clătinau geamantane proaspăte, vopsite, care întrăgeau înăuntru ca un ochi de muscă. Asta e o invitație. Și, în general, este o poetică a lui Ion Barbu. Respiră harpele, le mulțește monedele familii de bubnițe care ies prin pâlmea unui vulcan. Deci toate se răsfiră și reușește să se readune totuși în poem. E o poezie care, fără îndoială, va rămâne și din cărțile lui Ghiorel Mulcean, într-adevăr, se poate învăța ce este poezia. Eu îl felicit și îl iubesc. Mulțumesc pentru prezentare. Urmează recitalul celor doi. Înainte de asta vreau să spun, apropo de titlul lui Daniel Săuca, în momentul în care am văzut coperta și am văzut cum se așa, am râs de una singură, fiindcă mi se lămurea un lucru. Cu Daniel sunt într-o corespondență, cum să spun eu, asiduă, fiind el șeful reprezentanței Sălaj și, de exemplu, scrie el că are de gând să și mă întreabă, vă rog, ceva și eu îi spun cu multe cuvinte. Cum mă știți, eu îi spun cu multe cuvinte și îmi cer, da. Răspunsul ei, ok, dacă sau eu pun niște întrebări la care m-aș aștepta să fie răspunsurile mai lungi, am nevoie de lista cărților apărute în răbdare. Ok, desigur, la următoare se rezolvă. Și când am văzut că dă titlul cărții așa, ok, desigur, am înțeles că, de fapt, și ziaristul Daniel Săuca asta face, cum s-a și spus aici, e foarte atent la tot ce se întâmplă, dar nu are timp pentru multe cuvinte. Deci el înregistrează, comentează, atrage atenția asupra unor lucruri și apoi își vede pe ale lui cum bine se vede. Are de construit un renume. Și renumele nu-l poți construi, cum ziceam la început, decât dacă ai timp să te ocupi de el. Prin urmare, indiferent ce-i cerești, să știți sigur că se va rezolva, dar el nu va răspunde cuvinte multe, va spune ok, dâs. Bineînțeles că am preluat ideea și de câte ori mă întreabă ceva și eu, sau spune ceva și eu răspund ok, ip. Așa, și pune oticor câteodată. Așa, da. Și mai vreau să spun numai încă ceva. Vă uitați la Ion Mureșan, că are menoni și ochelari foarte cool. Habar n-aveți că nu, fiindcă a vrut fiica lui să arate el foarte special și la modă, ci vrea Ion Mureșan să semene de Darleit, o să vedeți în cartea cărților copilăriei când va apărea, vrea să semene Leit cu Ion Mureșan care avea 5 ani. Atât de bine seamănă cu Ion Mureșan ăla, încât am văzut ochelarii, Laura îmi spune, ai văzut ce ochelari cool? Zic, cool, e copilăria. Pur și simplu. Cine citește întâi? Spărtura. Asfințind soarele a lăsat în locul său o spărtură deasupra parcului zoologic. Pe acolo șuieră vântul. Toate jivinele se năpustesc la poarta cea nouă. În
respirație sub apă e o suită de vreo 12 scurte poeme. Am să citesc una sau două dintre ele care mi se par mie mai relevante. Vântul ne vorbește prin frunzișul în creștere, ca Iisus prin parabole. Și versul e un pește care sparge oglinda și te stropește cu sânge. Diplomele căderii în gol. Am auzit rochia neagră a mamei și rochia albă a tinerei fete, cum atingeau lana de vulpe întinsă pe plagă. În multe case, în după-amiaza aceea, soarele era singur. Îl brăzdau valuri de transpirație, începuse a fluiera, scosese atâta pământ pe fereastră. Gara. E o gară din care pleacă o trupă de studenți. Pe o șină de oțel își trag umbra șubre de sub picioare. Un om fără mâini a salutat toată ziua cu draperii negre de ciori. Din ochii albaștri ai unei fetițe, doi câini se aruncă în gol cu limbile scoase. Alergând după un fluture, într-o după-amiază, am părăsit o veche fotografie de grup. Și ultima, aforism. Rândunicile s-au adunat pe sârma de telegraf ca niște autori țanțoși de aforisme. Poartă rămășițele unei uniforme școlare de parcă au fost colegi de clasă. Mâine vor scrie un rând negru pe coala întinsă a cerului. Vă mulțumesc! O să citesc un text din OK DS, care a apărut în revista Steaua. Copacul minții, arborele interior. Copacul e absent în poemele mele, aproape că natura fizică, verde ori adormită sub plapumele iernilor de odinioară, lipsește și ea cu desăvârșire din orizonturile mele lirice. Ici, colo, câte un fulger, ori un tunet luminează întunericul încordat al verbelor. Nu am scris nici despre pomnițarul bunicului, loc de veselă, fericită adunare pentru copiii satului, nici despre pom pe sub care trec tot mai absent prin cartierele orașului în care mă încăpățenez să trăiesc, sau prin poeticul întunecatul cartier vestic al iadului. Așa poate mă întâlnesc cu arborele interior. Am transfigurat cândva omul vitruvian într-un arbore. Mâinile par crengile gândurilor, trupul omului poate fi trunchiul copacului, iar picioarele rădăcinile arborelui. Iar seva e sângele. E posibil ca omul interior să semene și cu un arbor interior. Un pom al cunoștinței binelui și răului din raiul inițial. Poate și un uscat din tenebrele iadurilor de mâine. Ei, să zicem că arborul interior e un copac al minții, așa cum probabil așa și fost la începuturile știute ale lumii de astăzi. Nu numai prin poezie putem sta la umbra lui, ori ne putem cățăra după pomnițele copilării. Dacă nu cumva toate astea sunt plăsmuiri ce nu și-au locul nici măcar într-o încercare de poemă. E, bănuiesc, complicat
să explice rațional de ce nu vezi copacii ce ți ies în cale în fiecare zi. Mulțumesc! Vreau să zic o singură propoziție. Succesul editurii și revistei Caiete Silvane se datorează managementului lui Daniel Sălca. Management. Are abonamente la revistă în tot județul. Și în Cluj, că știu eu, din Cluj, o citesc. Deci acest managementul este succesul tuturor, să zic eu, obiectivelor. Eu urmăresc de multă vreme diversele centre. Am fost legat și sunt încă legat de Gorj. Doamne, și acolo am rămas, cum să zic, așa. Am primit o revistă după 3 sau 4 săptămâni, dacă nu chiar mai mult, de la apariția unei cărți a mele despre Vrâncuș. Atunci am primit. Ei nu sunt pe net. În schimb, Caiete Silvane, știu de la Șorobetea, că este cel mai citit publicație. Cea mai citită de publicație din România pe net. Se citește clar. Asta e important. Dar nu, în rest, cum să vă spun, acolo sunt eu, cunosc bine echipa, sunt niște tehnicieni care privesc cuvântul altfel, printr-un altfel de aplomb și comunicare. Că una e să scrii și alta e să difuzezi ceea ce ai scris. Și Caiete Silvane merge. Vă rog frumos să-mi dați voie să zic și eu câteva comentarii. Aș vrea să vă spun că eu am luat act și cunoaștere de ceea ce se întâmplă în cultura județului Sălaj, sau mă rog, în zona aceea de cultură, acum vreo 15 ani, datorită prietenului Flavius Lucăcel, care m-a dus și m-a aruncat în mijlocul unei manifestări pe care nici măcar nu puteți îndrăzni să visați. Era o zi de lectură în sala mare a Consiliului Județean, o sală îmbrăcată în oglinzi și marmură, arhiplină, cu circa 300-400 de oameni prezenți acolo, care veneau să asculte ceea ce voi citi eu dintr-o carte. Lucrul acesta nu îl veți auzi și eu nu l-am auzit, n-am auzit să se întâmple așa ceva în orașul nostru drag. Acolo vreau să vă spun că este o situație magică, de-a dreptul magică, în care o comunitate întreagă încearcă să pună județul pe harta intelectuală a României, manifestându-se în plan cultural într-un mod de-a dreptul la superlativ. Pentru că acolo, dacă dumneavoastră probabil nu știți, dar în luna februarie, în fiecare an, până acum câțiva ani de zile, în hotelul Transilvania, în restaurantul de la parterul hotelului Transilvania, erau așezate circa 21-22 de mese de câte 20 de persoane, la care erau invitați toți oamenii care făceau cultură în județul Sălaj, indiferent că erau coruri, că erau restauratori de artă, că erau pictori, că erau realizatori de filme, că erau scriitori, că erau poeți și așa mai departe, participau la ziua culturii sălăjene, o zi care începea după masa pe la ora 4-5 și se termina a doua zi dimineața la ora 6. Și ce era absolut impresionant acolo, un lucru care ar trebui să vă facă puțin să vă gândiți, că se spunea sponsorul manifestării, Consiliul Județean Sălaj, Consiliul Local Zalău, Primăria Zalău, Ordinul Templier. Buf! Ce? Sălajul
este un județ în care oamenii sunt aviți de cultură. Acolo am impresia că semnalul de alarmă a fost după 1990, momentul în care trebuiau să dea un nume bibliotecii județene și a ajuns cu disperare, au constatat că nu există un mare om de cultură, scriitor, care să fi născut în județul Sălaj. Și atunci sălăjenii s-au hotărât să creeze oamenii de cultură, să-și creeze scriitorii, să-i crească, să-i cultive. Caiete Sălăjene este o editură care publică în mod gratuit cărți pentru scriitorii de acolo ca să poată fi cunoscuți. De aceea seria aceasta se numește Scriitor Sălăjen. Și veți vedea acolo niște lucrări deosebite, lucrări de poezie, volume de poezie, volume de publicistică, volume de proză scurtă. Acolo există o colaborare care nu există în județul nostru frumos drag, în care absolut toată lumea participă la acest efort cultural. Acolo este o zonă în care omul de cultură este respectat și se scoate pălăria în fața lui pe stradă atunci când îl întâlnesc. Pentru că acolo sunt niște oameni care colaborează între ei. Am asistat la foarte multe manifestări culturale, lansări de carte, care se întâmplă în niște spații absolut incredibile, cum este Sala Mare a Primăriei din Zalău, care este sala Centrului Cultural, care are posibilități de traducere simultană, nu știu câte limbi, 6-8 limbi, există posibilitatea să colaboreze, posibilitatea de a filma, posibilitatea de a registra, de a comunica. Aici a fost o... Nu există manifestare culturală la care oamenii politici, oamenii din administrație, oamenii responsabili să nu participe. Eu am ajuns în județul Sălaj într-o perioadă în care lumea nu prea știa de mine că există, că nu există, că aveau și ale mele probleme. Ei, acolo vreau să vă spun... S-a gândit imediat un program absolut extraordinar. Dimineața vii, ai o jumătate de oră emisiune la Radio Transilvania, vii după aceea manifestarea cu cititul, după aceea emisiune la televizor și totul concertat și totul aranjat și echilibrat. Vreau să vă mai spun încă ceva. Fără nici cea mai mică îndoială, Daniel Săucă este un foarte bun manager. Este un om de un bun simț artistic și cultural absolut ieșit din comun. Dar să nu uităm că domnul Viorel Mureșan conduce un cenaclu cu o înțelepciune și cu un talent rar întâlnit. Am participat până în momentul de față la 3 ședințe ale cenaclului condus de Viorel Mureșan și vreau să vă spun că am ascultat acolo niște tineri care scriau poezie și scriau literatură. Am fost de-a dreptul surprins de calitatea oamenilor care cresc la umbra copacului care este Viorel Mureșan. Și de aceea vreau să vă spun, Zalău este o stare de spirit, o stare în care cultura este prețuită, în care scriitorii sunt prețuiți, poeții sunt prețuiți și în care se întâmplă lucruri și în scurtă vreme veți vedea că vom rămâne surprinși de ceea ce vom vedea apărând din zona Sălăjeană. Vă mulțumesc frumos! Daniel! Da! Un poem mai vechi. La coadă. Toată viața așteptăm. Așteptăm fericirea, așteptăm iubirea, așteptăm mântuirea, așteptăm să fim sănătoși. Toată viața așteptăm ceva. Așteptăm la coadă să plătim nebuniile altora, așteptăm o țară care nu mai vine, așteptăm orașe care nu mai există, așteptăm să plătim factura de singurătate, toată viața așteptăm să mâncăm, să bem, să ne evaporăm. Toată viața așteptăm să murim repede și împăcați cu gândul că am așteptat degeaba. Yeah.
Vreau să-mi spuneți ziua în care am salvat Luminica, de fapt ziua în care am salvat poezia să fie astăzi. Pe un perete atârnă umbra unei cămăși ca o piele de asin. Vedem o turmă de iezi păscând la gura unui tunel și ascultam cu verele. În fiecare sâmbure de măr, o femeie dusă pe gânduri curăță de coajă un măr. Șerpii scrisului tău de mână își scot capul din albastru cerului. Aruncăm cu crăpături din oglinzi de la fereastra hotelului peste pădurea de bază. Ziua în care am salvat în Dunica. Asta e ziua de astăzi. De a anunța care sunt pașii următoare, dar vreau să vă atrag atenția că se află la adunarea noastră un poet pe care nu toată lumea îl cunoaște, se numește Dumitru Zrenghea, este acolo lângă Blaga, da? Și sper că va veni cu alte prilejuri și ne va citi din poeziile lui. E Dumitru Zrenghea, marele cardiolog, este Dumitru Zrenghea, fiul lui Pervain, e Dumitru Zrenghea, poetul, ca să știți despre ce-i vorba. Daniel, te rog să anunți ce-ți face mai departe. Bun, dacă tot am pus lăudați, atâta vă invităm la partea a doua. Saloane. Vă invităm în saloanele filialei. La o mulțumitură din partea Sărăjenii. Daniel, cum ieșit în rodarea dinainte, camera dinainte. Asta e dinainte.